Mulțumesc frumos! Nu obișnuiesc, dar sunt de acord cu ceea ce a spus domnul avocat și senator Țăgârlaș. Pe lângă principiul prezumției de nevinovăție, cred că ar trebui să știți care este esența statului de drept, și anume dictonul latin in dubio pro reo. Dubiul este în favoarea acuzatului. Cred că de aici s-a ajuns la esența statului de drept menționată într-un dicton juridic, și anume, mai bine scapă un vinovat decât să pedepsesc un nevinovat. Și să știți că sunt foarte mulți nevinovați care fug de frică, de frica unei justiții injuste, și nu pot să aplici pedepse pentru astfel de oameni. Este foarte ușor să stai departe de sistemul juridic, dar să emiți tot felul de chestiuni care n-au nicio legătură cu dreptul și cu problemele din justiție. Singura problemă este să se stabilească până unde se poate duce aplicarea principiului in dubio pro reo, și ca stat de drept și ca juriști foarte bun pe care i-a avut România, aceste chestiuni, să știți că sunt foarte bine delimitate în justiția din România, așa precară cum este ea. Vă mulțumesc!